Zaru aici, doar că de data asta, astăzi, Zaru o să decidă cum ar veni, ce provocări o să facem. Okay. Adică cine le face. Cine le face provocările? Eu le-am scris pe o listă, adică nu o să dai tu sau eu, le-am eu scris pe o listă, puse de mine. Da. Adică pot să zic așa că la unele mi-am făcut-o cu mâna mea în caz de împică mie. Și ce zic? Zlesa. Fii atent. Zic provocarea și dăm cu Zaru. Okay. Dacă am dat cu Zaru, nu știu, a căzut tipul, nu fac eu, logic. Dacă da, nu clar fac simplu. El. Adică e simplu, regula e simplă. Și am zis așa că dacă tot am început acum dimineață, hai să vedem cine plătește. Mergem să mâncăm, mergem la masă, la restaurant și vedem cine plătește masa. Hai, arăște, da? Doar că aici nu știu cum facem. Dau eu, dai tu, cum facem cu Zaru? Dau numai eu sau dăm pe rând? Cum pe facem? Rând, cum vrei tu, indiferent. Pentru mine e aceeași... Una tu, una eu, cum ar veni. Hai, dacă la asta dai dau eu, cum ar veni. Și următoarea provocare ți-o zic eu și dai tu cu Zaru. Și ce zic? Să dai și masa de dimineață. Ha. Hai să vedem. Să-mi bag piciorul. Hai să mergem. Hai să-mi bag piciorul. Am, că ai scăpat ieftin, ca să zic. Mâncăm așa. Mâncăm puțin dimineața, de obicei. Pe lângă asta, eu nici nu pot să mănânc orice, că mi-aș fi luat deserturi, așa și făcut pe masă. De toate. Așa că o ciorbă, un pui, o din asta. Da, hai să mergem. Dar bine, tot scoți acolo 70 de lei, 80 de lei, așa, ca idei. Îți dai seama. Hai să mergem să mâncăm. Ha. Bă, uite, am fost băiat ca lumea, vezi că-s băiat simțit așa, mi-am luat o ciorbiță din asta frumos, așa de pui. Ia uitați-o ce bine arată, bă. Mi-am luat tot o ciorbiță, că... Tot o ciorbiță, că... Am mers pe buget mic, da, nu știu, și-ar lua ceva, fiți atenți. Da, nu, asta e, fii atent, dacă încădea să plătesc eu, nu-și mai lua fraier ciorbă și lua și desert și mâncare. Trei feluri, cum a zis el, da, deci eu știu vrăgeala. Ia zi, Danule, că dai de la tine, nu dai de la altă, frate. Deci știți cum sunt chifrele astea? Deci e saburi din ele. Revin când trebuie să facă plata, la urmă, că nu-l scăp. Am mâncat ciorba și am zis că, bă, ce să mănânc doar ciorbă? După aia mi-am luat și eu aici un orez cu niște pui, bineînțeles. Și bineînțeles că după aia și-a luat și Danu, că a zis, deci eu să rămân în urmă. Dar nu-i problemă, poți să-ți iei ce vrei tu, poți să-ți iei ce vrei tu, că pe banii tăi... Uite. Da, mă, face Danu cinste, nu-i problemă. A, așa? Este, faci plata la om. Care mă faci plata la om? Lasă-mă, 35 de lei. 35 de lei. Atați, nu știu. Deci aș reclamă. Fă plata, Danule, și lasă vrăjeala. Mi-a trecut și oaia. Ți-ai trecut și tu mâncarea, da? Așa, tat. Fă plata. Da, mă, dar nu trebuie să mănânc și eu. Lasă-mă să mănânc și el face treabă toată ziua aici, nu până la cap. Cu tot cu banii lui, cum ar veni, cu oși. Păi cât e ea? 130. 130? 128. Lasă mă, că 150, da mă, lasă-i și lui așa, fi băiat ca lumea, așa. Așa mă, 150 pe minus, forță. Hai acasă să dăm cu Zaru din nou, hai să mergem. Fii atent, provocarea este următoarea, se numește Botox, se numește. Botox? Îți explic după aia, hai să vedem. După și dau cu Zaru? Da, cine pică de făcut. Oricum ar fi provocare și de bine n-are cum să fie, deci îți dai seama. Ajută-i bine. Ia vezi-mi că fix cu luăm asta de aici ca să înțeleagă, da? Cea de sus cum da, arată. Mă, asta, pe asta, stai să... Fa, ia, ține. Ia, mă, ia, trece aici în față și explică-ne alea. Cum e că zi-mi e asta? Fii atent, luăm aspiratorul și pui țeava aia aici și dai drumul ăla care trage. Mai trag. Pă bune, știi ce nașpa? Uite, fii atent, eu pun așa și încerci tu să le iei de aici. Da, așa, ia. Să vezi. Mam. Hai. Pleacă. Ai văzut că pleacă buzile așa? Simțeam așa că plec cu buzile. Ai văzut? Gata, nu mai fac ești până la cap. Mă simt așa. Băi, dar ce... Mă simt ăla ca așa brățușcă așa. Pleacă rate. Cum ar veni? V-am pupat nebunilor. Hai la următoare, acum dai. Hai, tu, trebuie să da, dai eu tu de, da. Cu Zaru. Ce să zic, băi, băi, trecem la următoarea provocare, ca să zic așa. Fii atent, următoarea e prosop la fund. Îți explic imediat, întâi sper să cadă ție. O știi? Da, o știu. Aia clasică, da? Cu prosopul când îl faci... Făcea pe la băieți, pe la vestiare. Da, pe la fotbal, pe la vestiare. Faci rulou așa, dai pantalonul în jos, bine, chiloți, că altfel ne-ar scoate tu clipul. Bum! Și ai dat una, ca rachetă. Ca biciu. Hai să vedem. Hai să cadă puțin pe dar. Dar știi că cine s-a apă grapa? Da, nu ți-a făcut. Ce ai? Am făcut asta greșit, cred că. Hai, gata?
Ce a dat-o la fraier la râu. Direct așa, peste bucă s-a dat. Deci satisfaia fel de spate. Bă, dar nu credeam că pișcă așa tare. Din cauza cred... mult prăsă. Da, dacă n-ar fi fost ultra, nu era aceeași treabă. Coșul de basket în față. După ți explic ce se întâmplă. Cum adică hai să vedem. Coșul de basket? Nu, dai să vedem cu epică și te explic. Doamne, nu fi prost. Nu mă, că nu fac ceva. Ce naiba, ești nebun? Da. Ai văzut cum a rămas așa pe o parte și pe aia că hai, dă-i înapoi, lasă vrăjeala, nu mai dat pe piciorul. Ce avem de făcut, că nu înțeleg. Am improvizat eu înainte un coș. Un coș așa rotund, okay. Doar chestia aia pe unde intră mingea, cercul ăla. Trebuie să-l ții aici la gât așa și eu trebuie să arunc să dau coșul. Tu ești ăsta, panou. Capul tău e panou cum ar veni. Vini bam și cade direct acolo un coș. Și ce zic? Trebuie să dau o dată arunc. Care mă, până dau coș? Bă, până dau bă, coș. Ba da, scrie în provocare, ți-ară să vezi. Ha, ține așa camera mai într-o parte, gata? Hai. Nu te miști. La spate cu rame. Băgai mea și piciorul. Hai. Gata? Hai. Fii atent. Dar tu ești bun basketbalist, stai, îmi place mie. Fii atent. Băi, dar ai dat-o vine, că ai dat-o cu nasul, exact, am dat cu panou, băieți, cum ar veni. Stai așa. Nu, ce roșu ești la față, pe bune. Uite la când curi lucru. Da, ești roșu. Oh, ce ai mă, ești bun, ca lumea pe basket, ești numărul 1. Hai, la următoarea provocare, că hai. Abia aștept. Spuma de ras și bigul. Gata? Da, mă, dă-i, hai să vedem. Care și cum e... Hai, fenile. Stai pe rupia, să vedem. Ei, mai întrebi dacă am păr. Așa, dă-mi încoace, îți arăt eu acum. Îți arăt eu model acum. Gata? Gata. Dau așa sau invers? Nu știu, că oricum. Ce satisfai, să-mi bat piciorul, mă crezi? Îți place, a? Da, aș fac și toată ziua așa. Bine, nu pe un picior de bărbat. Să ia așa. Dar s-a blocat rama asta. Lama, pardon. Păi dacă am păr de 2 metri, normal că s-a blocat, n-ai. Cum ești acum în oraș așa? Zi pe bunii, cum ești pe în oraș așa? Nu știu, frate, te apuci de tot piciorul, gen, după aia, că n-ai ce să faci. Da, se vede, e oribil cum ar vede. Da, și eu a trebuit să-mi dau părul jos după picioare din cauza ta, așa că... nicio problemă. Mi-aș fi dorit să-ți cadă ții, exact. La fel când faci tu, îți doresc să-mi cadă mie. Aia zic, nu poți să pui provocare, stai într-un picior. Când da, e provocare ce? Și vrei să-l vezi pe celălalt, suferim cumva, da. Înțelegi? Aia zic, dar numai că uneori se întâmplă karma să-ți dea tot ții. Corect. Că vrei să-i faci rău celuilalt și doamne, nu doarme ca idei. Corect. Și tot ca idei, am făcut foarte multe provocări noi în clipuri de genul ăsta și știu că mulți aveți diferite idei și le scrieți în comentarii. Trebuie să înțelegeți că n-avem cum să le facem. Sunt periculoase în primul rând și YouTube nu te-ar lăsa să le faci pentru că ți-ar scoate clipul și nu poți să faci ce-ți treci ții pe-n cap, nu știu, orice chestie așa. Dar nu poți să faci orice pentru că YouTube ți-ar scoate clipul. De asta suntem limitați la provocări. Și nouă ne-ar plăcea să facem... Am putea să facem mult mai multe. Am putea să facem mai multe, dar nu ai cum să le faci pentru că riști. Și eu n-aș vrea să risc munca mea de 8 ani de zile ca idei. Acu' e rândul mă? A meu, eu trebuie să dau de puzar, dar zi-mi ce provocare avem ea. Ce prost, stai că mă uit aici așa, stai să vedem, cât zic acum. Zi de la ce zice lista. Ești pregătit? E cu lins undeva, dacă ghicești ea zi unde. Nu, nu pot să cred așa ceva. Pe picior undeva ești. Pe picior? Nu fi prost. Și după fotbal de aseară ai dat cu apă sau? Nu fi prost. Atâta zic, bine, hai, ia de coala camera. Deci karma. Hai, leu. Deci, dacă există karma. Doamne, sper tu nu. Ce mă, sunt egali nebunule numele scris. Sunt egali, 3 cu 3, n-are 6 0. Da, mă, frate. Hai. Hai, leu. Și fii atent. Îi dau drumul, da? Hai. Bă, că nu te cred, mă. Băi, dar cum? La mine se pic... Doamne, cucuturul. L-a pus frate pe șosete și... Hai, leu. Pe la mine sau unde? Care tu mii? Ce, eu ții trebuie. Îți vomita, dacă și după aia... Băi, leu. Că am și părul mare așa, doamne. Dacă spicați, era... Erai ca lumea, a? Gigel. Hai, ia camera. Mamă. Mirora. Hai, mă, leacă! Unde ești tu, karma, că n-am nevoie de tine? Ia să vedem.
Uite ce perfect se vede. Uite așa stau, ia. Cam pictorial. Bă, dar te ești și mic de tenis. Hai mă, cu ce vrei, să mă sui să-ți aici? Bă, dar... Hai mă! Zii mă, sunt mărti, ce? Ai dat la sapă de dimineață, ce ai făcut? Da, dar e cald afară, că-i vară, măi, mai transpiră și omul, ce vrei să fac? Vară că mirați, nu? Îl sărut, nu-l linghe, știi? Da, da, hai, lasă... O, ce fel nu stă părul aici, da? Nu mai contează. Hai! Am ce e asta, sunt moro. Băi, da, pe bune nici nu s-a văzut, mă, pe bune, sunt moro dacă am văzut ceva. Mi-ai tras în țeapă. Oală. Nu mai pot. Mama. Bă, mă auzi, mă? Bă. Ia zi, acru? Da. A luat pas, dezbădești și mai mai nu. Nu, mai dai cu apă cu aia. Bă, e cald afară, mă, frate, ești nebun, ce vrei, aia e. Bine, n-am făcut de-aseară, de la fotbal am stat așa. Nu te dracu. Da, e... N-am avut numerul ăsta, n-a fost problemă. Ei, nu. Țipă la periuță așa. Hai, m-a luat zgârd. Băi, nu mai... Mamă, bă. A, zic provocarea? Aia, păi da, dar nu e ca și cum dacă îți zic ce... Nu-mi place. Ei, cred că nu există așa ceva. Se numește șervețelul de la înălțime. E cumva proba în care trebuie să-l lase, să-i dai drumul. Da, trebuie să-i dai drumul undeva de la înălțime, el în timp ce cade tu alergi ca să-l prinzi, să nu atingă pământul. Doar că aici s-ar putea să fii puțin, depinde dacă scade ții sau mii, bate vântul afară cu 380 la oră, vreau să vă zic. Hai mă, doamne, să vedem cui pică asta, prima și prima dată, după aia mai vorbim. Opa, și da, nu frumos. Trebuie să mergi să alergi, să rup picioarele, să dau așa cu... Nu, mă, Doamne ferește, se întâmplă asta. Dar hai să vedem, că oricum bate vântul. Dar hai, vedem. Hai să vedem dacă mergem. Ai șervețelul acolo, fii atent, ursul acolo. Îi dai drumul și trebuie să cobori imediat pe scări și să-l prinzi fără să cadă jos. Unii, mă. Prinde-l, prinde-l. Rămăsese acolo în colț, mă, prins. Uite-l, uite-l! Mă rupeai capul ăsta aici. Trebuie să-l arunci încoace aici, mă. Da. Mai încerc o dat. La lapet încolo. Bă, mă, nu mai fac nimic, că vorba ta sunt la biserică aici. Mai vorbesc și urmă, bate, Doamne, Doamne. Trebuie să vede la copaci acolo, da, cum bate, bate vântul tare. Tocmai asta știți că vă mai ziceam noi, că afară e cald, uite, e foarte cald, sunt în tricou și în pantalon scurs, dar dacă bate vântul așa, n-am practic nu poți să filmezi nimic afară, nu poți să faci nimic, că risc să nu se audă nimic pe cameră și să fii... Și poate să nu-ți reușească provocările. Da. Hai. Am zis cu benzile de epilat, da? Da. Dar fii atent ce facem. E banda de epilat, o încălzești, okay. Deslipești, știi care e lipiciul ăla? Da, arceala. E un bețișor de ureche, dai cu bețișorul prin lipiciul ăla și ți-l bagi în nas. Lași puțin să se usuce și când ai tras, tragi la din nas și ce zic? E aceeași treabă, lipiciul ăla, practic lipiciul ăla ia părul. Și după mână și e aceeași treabă dacă pui pe ăla și bagi, știi ce zic? Pregătit? Da, tata, ha. Shai, lai, la la la. Se pregătești nesucul. Așa, da, era și cază să mai vină și poți să flăte tot ceva. Există, doamne, doamne, ați văzut? Am cerut și mi s-a dat, i s-a dat. Uite, vezi că se ia? Uite-l. Da, așa trebuie. Și se vede, da, uite. Da. Se vede că e roz aici, gen. Da. Bam. Adică se ia ăsta, nu-i problemă. Vezi, da? Da. Că are din ăsta. Ia, stai. Are, măi, nebunule. Are, e roz, da. Bine, eu văd, stai, nu știu, când te lăsa, mi-o spui așa. Unde să le lepi de creier, unde să le lepi? Nu intra până aici. Și acum lăsăm la uscat. Hai, că asta n-am mai făcut-o, asta mă lipseam eu acum. Vezi, cât stau cu asta așa? Vă 20 de zile și lucrători. Ești prost? Mai stai o leacă 2 minute. 3. Hai, mă, băi, ești gata? Aha. 3. L-am luat în supă prea.
E nașpa, la nas, e nașpa. Vai, lu. Mamă, zici că am plâns, bă, bune, zic. Hai să te bă, la următoarea. Dă-i cu zarul să vedem. Păi, dacă îmi pică tot mie mâncați aici gura ta. Și ce trebuie să facem? E bananele. Pui coji așa pe aici. Și vii așa în viteză și te dai pe banane. Deci gata, da? Da, mă, poți să dai. Mamă, ce mă nervează nasul. O să poată așa ceva. Băi, ce are mâncați aici gura ta? Dacă vin și la biserică și nu e duminică. Deci de acum am fiecare duminică la biserică. Dacă merge așa în continuare, da. Nu se poate așa. Băi, se strânge, mă, se poate. Ne punem ca proști cu fundul pe o zână asta. Ia arunci, nu ai ce să faci cu ei. Țin să aduc bananele vieții. Să atenți acolo. S-a auzit ce urât s-a auzit să-mi bag căciură. Băi, ce urât s-a auzit scârțiala aia ca... Aleu! Aleu, m-a rupt buca în mine, crede-mă. Nu a dat cum s-ar spune. Pă bune! Țintașul. Băi, dar numai denumiri din astea din care nu-mi dau seama deloc ce înseamnă țintașul ăsta. Hai să vedem. Hai să vedem cine o face și după aia explic, bine? Nu, mă, zic, aș știu la ce să mă aștept. Să știu câte rugăciuni fac, bă, dar înainte. Nu mai fac greșeala asta, hai. Dă-i cu zară și după aia îți zic ce înseamnă. Pune și strânge și după aia dau eu cu zară. Hai. L-a scăpat! El a vrut să facă, deci a vrut să fie nesimțit să facă așa la mișto. A vrut să-l arunc să-l prindă. Da, să faci tu jazz din ăsta. N-ai Țintașule. Hai, nu, dar îmi place asta. Ai văzut la circ? E ceva de la circ. Așa, zi. Punem un măr aici pe cap. Ieși, mă. Ascultă-mă. Așa. Pune mărul pe cap. Așa. Eu mai știu să mai vorbesc. Eu cu un arc trebuie să trag direct în măr, să-l dau jos. Păi eu-s țintașul, că așa se numește provocarea. Deci atent. Băi, așa se numește. Așa se numește nebule, dar tu trebuie să stai. Ăla trage cu arcul. Stai cum e timpul nebunule cu vrăjeala asta. Hai. Ești pregătit? Hai, doar. Hai. Băi, fii atent, îmi pun ăsta așa aici. Da. Dar stau așa cu ăsta, să nu scoți ochii, mai am nevoie de. Gata, da? Da. Te-ai pregătit? Nu știu dacă mă vedeți pe mine. Gata, da? Da. Dacă nu chideam gura, vreau să zic ceva, să-mi bag picioarele drept în gură mintre aia. Am tras greșit, mă, nu știu ce ales, duceai eu arcul ăsta. Vezi că eu cu mărul te nimerez dacă le-au de aici, aș da. Nu, e arcul ăsta prost, mă. Bine, ba da, atâta zic. A stricat ceva. Am dat ceasul jos prost. Ți-a mă bate mama. Am dat ceasul jos prost. O, ți-a plăcut? Bravo, arcat. Ce bun îți par, mâncați. L-am dat cu elasticul ăla sprânz în râu. Bă, deci nu mai prostii fac. Hai zi următoarea. Să mă rog dacă fac ceva bun la dar casa. Dar și mă. când? Ia, arată-mi. Bă, îți dai seama când m-am mutat la casa mea, că ți-e casă frumoasă, curată, nouă, da, bac, făcută. Două săptămâni a ta drept. Două săptămâni, cred că e gata. Să-ți dea... Bă, dar nu, că tu e... Deci... Ce se fac, mă, frate, acum, pe buni? Băi, să-mi bag piciorul, ba, dar iar... Nu mai vă duc câte ceasă, că nu mai avem nici ceas, îmi pare. Deci, chiar acum, la 6:30 aveam treabă, trebuia să plec. Lasă treabă. Avem așa un recipient mare plin cu apă și în el o să punem 3 cutii de mâncare de câine și trebuie să stai 30 de secunde cu capul în apă. Băgăm ăstea aici. Punem așa peste tot. Trei, doi, unu. Așa, frumos, îmi place. Avem aici și ăsta, da? Îl vedeți? Ești la 17 secunde, ca să știi, adică nu te mint, zic pe bunii, vreau să zic că miroase aici, de mie mirou pe bunii. Nu mai poate, gata, a abandonat. Și acum se termină și timpul. Ia să vedem dacă sună. Da. Gata. Corect. Taci. Corect. Oprește-l că-l arunc. Da-și miroase. Hai să o aruncăm la canalizare că pute toată curtea. Fii atent, am ajuns la ultima provocare. Aici, în caz de mâncați, vreau să, nu știu, să opriți aici clipul. Adică vreau să vă avertizez, s-ar putea să fie puțin așa, mai nașpa pentru unii, poate, na. Fii atent ce trebuie să facem. Iei tu o pungă și o pungă, da? Ok. Aici nu mai dăm cu zarul, aici depinde de Doamne, cum vrea el, la cine e norocul, cui dă prima dată. Pff,
o bombiță din asta. Okay. Ai înțeles ce zic? Așa. Pune-o de punga asta aici, puf, ai dat-o și o strângi repede. O strângi la gura aici. Eu dai lui celălalt, okay, frumos, și, de exemplu, nu știu, celălalt o dai tu mie, știi? Da. O iau aici și apăs așa pe ea în față. Da. Ai dat, mă, drumul? Da, mă, hai. Nu mă poți să mă mai țin. Să dai așa. Sunt mort tu. Da, da. Acolo se deschide punga. S-a căcat fraierul pe gâtul. Hai, gâtul. Ia. Ia. Și ține așa. Ha, ține bine, ține. E drumul, că nu... Și deschide-o și dă așa în față tot aerul. Hai, că se duce. Și care-i după zic eu? Păi, la mâncat furniști. Știți care-i problema? Mi-era zici mai aici am la mine, că doar nu s-a dus în pungă toată cum ar veni. Mă plâns sus în picior, mă, dacă m-a țăpat așa. Bă, suntem retardați, mă, pe bune, noi suntem sănătoși, mă, frate. Bă, dar mă știți de când stau așa cu pungile? Smură, cred că avem o oră, smur dacă te minte. Smură, suntem proști, nu? Dar știi care e problema? Dar ce nu le zici la oameni? Când stătea om pe-n casă, se plimba și făcea... Se scră... Zic, băi, nu vine, ce dracu fac? Stau aici, eu, dar tu nu făceai și tu? Stătea fraierul cu punga așa la cur. Stau așa pe canapea, astea îl niștim, mă gândeam, mă, cu așa. Și puneam punga așa, zic, Badale, ia camera acum, că-mi vine. Alarmă farse. Vai, nu, nu mai pot, bă, mâncați aici gura ta. Bă, sper că v-ați distrat cu noi, apăsați butonul de like acolo în forță, că astea au fost provocările care mi-au trecut mie prin cap. E foarte greu pentru că am făcut multe episoade și n-aș vrea să le repetăm mereu pe aceleași, vrem să facem mereu chestii noi, dar uneori, uneori nu mai găsim, nu mai știm ce să facem. Trebuie să avem grijă și de regulile de la YouTube, așa că ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, băi, a fost la voia Domnului cum a venit. Cam atât, Bogdan, Danu, iar noi o să ne revedem bineînțeles la următorul vlog. Vă pup, pa, pa. Ciao. Pa.